Iar așa cum promiteam înainte de publicitate, oameni buni, suntem în legătură directă cu prietena noastră, Crina Brudan, care este în Dubai de ziua ei de naștere, a sărbătorii cu prietenii. Corect, Crina? Da, așa este. Iar pentru cei de acasă... Sunt în Dubai la căldură. Da, iar pentru cei de acasă, niște fotografii spectaculoase de ziua ta de naștere. Aha. Da, uite, fotografii de ieri n-am apucat să postez pe Instagram pentru că nu funcționa internetul ieri în cursul zilei. Aseară nu am mai avut timp și răbdare, dar poate seara asta o să postez 2-3 poze de aseară de la masă. Da, te rog frumos, am vrea să știm cine îți face aceste fotografii, mai ales că am văzut și fotografia de ziua ta de naștere. Destul de interesantă poza, Crina. Vreau să spun că marea majoritate a fotografiilor mi le-am făcut singur. Am un trepied cu telecomandă și nu îl mai stresez pe Gabi cu pozele. El mi-a făcut niște poze foarte frumoase noaptea de Revelion, dar în rest, în vacanța asta, am reușit să nu mai stresez pe nimeni cu pozele. Nici prietenii, nici pe Gabi. Îmi iau frumos trepiedul, mă duc pe malul mării sau pe marginea piscinei, telecomanda în mână, îmi fac poze câte vreau și sunt mulțumită sau nemulțumită de mine și de telecomanda mea. La mulți ani încă o dată, pentru că a fost ziua ta de naștere și îți dorim tot ce mai bun pe lume și vrem să te întrebăm... Mulțumesc și la mulți ani, la mulți ani și ție. A fost ziua ta sau urmează? Știu că suntem la câteva zile diferență. Mai am un pic, pe 27 ianuarie, dar îți mulțumesc mult de tot pentru urări. Anticipat atunci, la mulți ani și ție. Mulțumesc. Spune-mi, cât mai stai în Dubai? Nu mai stăm, ar fi ca să ne întoarcem și noi acasă. 2-3 zile și revenim acasă. Da, 2-3 zile, dar ești acolo de 2-3 săptămâni. Da, de la dinainte de Revelion. Am venit pentru Revelion și am mai rămas. Am văzut că acasă este destul de frig. Gabi se uita în permanență pe starea vremii și zicea: hai, mai stăm 2-3 zile să mai treacă frigul. Și uite, așa ne-a apucat și ziua mea aici. Foarte, foarte frumos. Dar știi ce vreau să te întreb? V-ați întâlnit cu mulți români acolo, Crina? Pentru că tot am văzut pe Instagram foarte mulți oameni din România în vacanță în Dubai. Da, în Dubai ești cumva ca la Mamaia. Am venit cu câteva zile înainte de Revelion, cunoșteam jumătate din lumea din avion, cred că. Avionul era full, deci nu mai era valabilă regula aceea de mult un loc se ocupă unul, nu? Avionul era plin, dacă aveai loc în față în avion și mergeai până în spate, toaletă, dădeai bună seara din două în două rânduri și cunoșteai pe cineva. La plajă găsești cunoscuți ca la Mamaia, găsești români peste tot, peste tot. Ieri am fost pentru prima dată la Burj Al Arab, că nu am apucat să merg până acum de câte ori am fost în Dubai și bineînțeles că am nimerit lângă o masă de români, deci nu cred că există loc în Dubaiul ăsta unde să poți să ieși și să nu dai peste români. Sunt român la tot pasul, ești cumva ca la Mamaia. Ca la tine acasă, tată. Foarte, foarte frumos. Exact. Iar lumea nu este absolut deloc stresată de pandemie. Probabil că oamenii care sunt stresați și foarte, foarte precauți și foarte speriați nu vin în vacanță sau nu știu. În afara faptului că se poartă mască peste tot aici și pe stradă, nu port mască acum pentru că sunt la piscină între șezlonguri și aici nu este obligatoriu, dar într-adevăr ești obligat să porți mască absolut peste tot, dar în afară de asta nu prea simți faptul că este pandemie, este totul deschis și restaurantele în interior, mall-urile, magazinele, absolut tot, iar lumea este foarte, foarte, foarte relaxată și de când am venit aici, chiar am uitat, excepție făcând masca, am uitat că e pandemie și că trăim niște vremuri mai deosebite. Deci să înțelegem că toate aceste fotografii care sunt spectaculoase și mai acest fotografia asta făcută de ziua ta de naștere, sunt făcute de tine cu trepiedul. Eu nu văd acum fotografiile, dar da, marea majoritate sunt făcute de mine cu trepiedul. Bravo, Crina, te descurci minunat, să știi, ai un trepied senzațional. Merge bine. Mă ajută și acum la transmisia asta trepiedul. Foarte, foarte bine. Păi atunci ce să-ți dorim? Vacanță plăcută în continuare și te așteptăm în țară când vă întoarceți. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Vă mulțumesc că nu ați uitat nici anul ăsta de ziua mea. Anul trecut am fost acolo, anul ăsta prin Skype. Ne vedem și la anul de ziua mea. Te așteptăm, lasă, te așteptăm după ce te întorci în țară și la emisiune. Ne auzim Inelul și ne vedem. A apărut mulțumesc pe deget mult. Acum, Crina, de ziua ta sau mi se pare mie? Nu, 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 nu. Nu e nimic nou.
Nici nu-mi dădeam seama ce se vede, nu. Noi suntem atenți la orice detaliu. Perfect. Ai grijă de tine. Și la mine e întuneric deja. Ai grijă de tine, vacanță plăcută. Salutări soțului tău, salutări lui Gabi și abia te așteptăm în țară. Mulțumesc mult. Numai bine, te pupăm. La mulți ani.